Bani de la stat pentru crescătorii de animale. Ministerul Agriculturii a anunțat printr-un proiect de hotărâre de guvern suma alocată anul acesta pentru ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor. Ministerul Agriculturii a pus în transparență decizională un proiect de hotărâre de guvern privind aprobarea sumei alocate schemei de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2024. Fondurile se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2024. Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenționate micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv întreprinderilor individuale și familiale. Persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care dețin atestat de producător, după caz, precum și persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole. Ministerul Agriculturii anunță că a fost adoptată și ordonanța care le permite fermierilor amânarea plății ratelor la contractele de credit, având în vedere dificultățile pe care le au din cauza secetei pedologice. Fermierii primesc subvenție la motorină folosită în anul 2024 la valoarea maximă posibilă, respectiv 2 lei per litru. Acest lucru înseamnă carburant pentru agricultură mai ieftin cu 25% față de cât costă la pompă, relatează Antena 3.ro.